Cine și pe aici? Cine se opune? Nu, 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 ce m-a întâmplat? Ce se refere tu de acum? Ce se vede? Asta e pireu, pilafă, așa. Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră sunteți șef aici? Nu sunt șef. Asistent la deșef. Dumneavoastră vă ocupați de blocul alimentar? Sunt asistent pe dietetică. Dietetică. Am văzut în spațiul public dimineață niște fotografii și vă rog să-mi explicați ce se întâmplă și de ce am ajuns să dăm așa mâncare la pacienți. Da, desigur. Deci noi avem un rețetar stabil de conducere, iar în acest rețetar noi avem pe categorie, de exemplu, la mic dejun, avem, cum a fost și cel medializat cu salamă, aici este ceai, pâine și salamă. Salamă este cu 50 și un, noi am pus unt în plus, 50, 200 de pâine și un pachetel de 20 de grame de lapte. Am înțeles, ăsta e rețetarul, e norma impusă de Ministerul Sănătății. Dar totuși, haideți să gândim o menit, dumneavoastră, dacă vă dă cineva să mâncați povestea aia dimineață, credeți că e în regulă? Nu. O felie de salam, o bucată de pâine și, un pătrățel de unt? Nu, eu sunt conștient, mai de asta am fost și vorbiți cu domnul Minger. Dar dacă ați văzut, dumneavoastră sunteți aici, cel puțin în perioada asta eu aștept de la dumneavoastră și de la doamnele, de la toată lumea, aștept să aveți compasiune pentru oameni, dragoste de oameni. Nu puteți să puniți o bucată de salam și o bucată de pâine și să le dați oamenilor și să aveți și pretenția să fii mulțumiți dimineața. Noi am făcut. Am înțeles, doamne, faceți la conducerea spitalului. Spitalul se face la Ministerul Sănătății. Dacă Ministerul nu alocă bani, Consiliul Județean Neamț suplimentează și dă bani, dar nu putem să dăm la oameni. Să ne batem joc de oameni, să dăm așa mâncare. Noi am făcut să ne încadrăm în alocația bolnavului care o aveam până în momentul de față. Am înțeles, dar nu-i suficient. Cum să dăm o felie de salam și o bucățică de pâine? 50 de grame de salam și 20 de grame de unt. Ca așa se mergea până acum mâncarea la bolnavi. Să ne încadrăm în acest domnul manager. Vă rog eu, suplimentați porțiile de mâncare și dimineață, și la amiază, și seara. Și diferența de bani pe care o aveți depus în plus, vă dau eu de la Consiliul Județean, dar haideți să avem dragoste de oameni și să facem cumva ca oamenii ăștia să se simtă la noi aici, la spital, chiar dacă sunt bolnavi, măcar să vadă că suntem și ne pasă, că facem ceva. Pe mine personal vă spun, pe mine vă spun că m-a scandalizat chestiunea asta. Noi am făcut. Am înțeles că asta 10 lei așa o alocat și așa e norma de la Ministerul Sănătății. Eu nu știu, să vină cineva de la Ministerul Sănătății, la guvern, să-i dăm să mănânce povestea aia, să văd cu banii aia să se apure. Domnul manager, deci vă rog eu frumos, faceți împreună cu domnul care se ocupă, domnul asistent care se ocupă de nutriție, cu doamnele, faceți niște porții, așa cum ați dorit dumneavoastră să mâncați dimineața, doamnele. Și eu vă asigur toate fondurile de la Consiliul Județean. Pentru că nu este posibil să ne prezentăm în fața unui pacient cu așa ceva. Nu este posibil. Gândiți-vă că poate să fie copilul dumneavoastră, mama dumneavoastră. Este normal, este normal. Poți fi și un părinte, putem fi și noi. Exact, de asta vă spun. Haideți să facem ca oamenii să simtă bine aici. Am văzut așa ceva, dar astea sunt fondurile care s-au alocat pentru faceți o solicitare și faceți niște meniuri așa cum trebuie. Vă rog eu frumos. Mulțumesc. Și doamnelor, orice vedeți că nu e în regulă, sunați-l pe domnul manager, dați-mi un telefon, pentru că suntem într-o situație, într-o perioadă extrem de dificilă și trebuie să punem cu toții umele să fim solidari. Cu toții, începând de la dumneavoastră, de la bucătării, până la domnul manager, medicii, asistenții, pentru că toți vedeți cum muncesc.
adorm săracii pe tărgi noaptea pe aici și atunci toți trebuie să muncim, să trecem prin situația asta. Și la noi este greu, să știu la noi este greu. Suntem pus în caserole, încă acum avem o problemă. Avem caserolele astea, caserolele astea, noi le punem în caserole. Merg în spitalul vechi, merg în pediatrie, unde mai merg. Mi trebuie ceva mai mare. Da. Care să le punem, să le transportăm. Ca și solicitarea către conducerea spitalului și ne asigurăm. Niște căricioare de transport. Niște containere, care e electrocarul ăla care cară marfa, dar trebuie niște răzi ceva, care să fie anume pentru caserolele astea. Le putem pune, Faceți rezonanță și cereți, doamne, că noi ne ocupăm să vă aducem tot ce trebuie. Trebuie să dăm o lăsă. O picturică. Și mai pot să o facem acum aici, la prânz, zic să dăm seara. Cum crede? Da, sigur că da. Da, dar ne-am zis să dăm asta. Dați și la prânz, dați și seara, câte o friptură sau care nu are trebuie. Am să luat de 13 lei, că suntem aproape asta. Nu vă încadrați. Vă dau eu suplimentar bani de la Consiliul Județean, faceți niște porții cu trebuie. 13 lei trebuie. Ce să te încadrezi? Nu vă încadrați. Faceți, încă o dată, faceți porții mari, bune, așa cum trebuie, și vă suplimenteze. Da. Și la amiază și seara, cu vă suplimenteze o bani la Consiliul. Bună ziua, o problemă foarte veche la spital, mâncarea. Știm că este foarte mică porția financiară, ca să spunem, alocată acestei mâncări. Am văzut că ați venit astăzi în vizită. Ce ați constatat și ce ați stabilit? Am venit în vizită, m-am deplasat de urgență la blocul alimentar al Spitalului Județean din Piatra Neamț, pentru că am văzut și eu în spațiu public o fotografie cu o caserolă cu porția de mic dejun. Este mai mult decât revoltător că așa arată o porție de mâncare. Și asta e norma de hrană pe care o primesc bolnavii. Asta este norma pe care Ministerul Sănătății o alocă, așa cum a spus și domnul manager și domnul asistent nutriționist, unui bolnav. Am dat dispoziție, voi aloca sume suplimentare de la bugetul Consiliului Județean să facem niște porții de hrană așa cum trebuie, așa cum am mâncat acasă la noi. Sigur, sunt chestiuni care țin de normele de la Ministerul Sănătății și o să vă rog și pe domnul manager să ne explice de ce atât de puțini bani se alocă unui pacient. Norma de hrană pentru pacient la regimul comun este de 7 lei pe zi. Deci însemnând dimineață, prânz și seara. Am încercat acum să găsim o soluție de mărire a normei de hrană până la un maxim de 13 lei. Dacă va fi nevoie de o diferență, vom ruga și vom face solicitări de fonduri de la Consiliul Județean pentru suplimentarea hranei. Am discutat deja cu domnii de la bucătărie, vom aloca suma maximă disponibilă de către minister la momentul acesta și în continuare vom modifica modul în care se va face alimentația pacienților. 13 lei este o sumă insuficientă. Ce soluție ați găsit? Este o sumă insuficientă. Vom face o cerere suplimentare de sumă în funcție de ce ne va da nouă la discuțiile pe care vom avea în bucătărie și vom face socoteala exact per pacient și diferența o vom solicita de la Consiliul Județean. Domnul manager, faceți niște norme de hrană pentru mic dejun, prânz și cină, așa cum ar trebui să mâncați dumneavoastră acasă și toți banii suplimentari vi asigur eu de la Consiliul Județean, dar haideți să avem dragoste de oameni și compasiune pentru acești oameni care oricum sunt loviți de soartă că sunt infestați cu acest virus. Haideți să punem umărul cu toții și să facem. Și fac un apel și către liberalii din județul Neamț, care doar știu să arunce cu pietre în munca noastră. Spital nu vin să voteze. Fonduri pentru spital nu vin să voteze. Doar stau acasă și aruncă cu pietre în geam. Puneți și voi umărul și faceți ceva. Nu doar toată ziua stați pe Facebook și criticați ce face conducerea spitalului, conducerea Consiliului Județean. Veniți și puneți umărul, pentru că este un moment în care trebuie să fim solidari cu toții. Ce ar putea să facă liberalii? Ar putea să vorbească la guvern, să mărească porția de hrană, de exemplu? Exact. Să sune Ministrul Sănătății, să fie sunat de unul de liderul de grup de la liberali și să-i trimită Ministrului Sănătății porția asta de hrană, să vedem dacă ei sunt mulțumiți, dacă el ar trăi dimineață
cu atât. Vă mulțumesc frumos.